Costumele. Da, da, da. Da? Făcut de doamna asta, nu? Făcut de doamna. Doamna, da? Da. Am adus-o și pe doamna, aici, făcut de ea. De cine apare? Ești pe? Costumele astea. Bună ziua! Bună ziua! Aici ce-i Gherăieștiu? Gherăieștiu! Cea mai tare aici la Gherăieștiu! Să trăiți! Bună ziua! Mulțumim! Mulțumim! Da, păi aici... Stai, bă, băi! Aici am... Da, am demonstrat o leac la țăsuri. Trebuie să fiu și eu îmbrăcat. Model frumos aveți. Dar cuțită asta, nu? Cuțită pentru copii. Da, e văd că am cuțită. Da, da. Am și țăsut. Mai trăia cineva în urma dumneavoastră? Ați învățat am, pe cineva? Am o clasă la școală. Aha, frumos și interesant. La Nisiforești sau la Bătești? La Gherești. La Gherești. La Gherești. Da. Da? Avem o clasă de copii, vin dintr-a treia, dintr-a patra, dintr-a opta, dintr-a noua vin. Copusanii din urmă și vine. Bun, dar doar... preia cineva, adică obiceiul face, îl duce sau... De fapt, nu m-am învățat, învățat nu m-am învățat. Eu îi învăț, dar să plictisesc. Da, aici e leagă de migăleală. Da, da. Eu totuși caut să le imprim. Dorința asta de a se îmbrăca. Dar în familie n-aveți pe nimeni care îți preia obiceiul ăsta? Am 5 fete, dar la niciodată. Nu-i place. Nici nu s-a acasă ca să stai lângă mine, cu mată. De asta nu le place. O să rămână ca și muzeu. Păi... Da, ca și muzeu, păi noi avem la Gherești. Da, da, nu e asta, adică da, super da, și nimeni da, nu da, da, ei învață, doamna, n-a știut să explice. Deci, doamna îi învață da. Și mai departe, cei care învață tot se transmit, pentru că de la doamna îi pregătește pe cei de la clasa a doua da. Și duce până la cei mari. Cei mari, după care, îi învață pe ăștia alături. Și tot... Sperăm, poate nu, asta, dar să rămână ca și deci, tradiții, da, 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 da. Păi la noi se luptă mult, domnul primar, pentru... Pentru păstrarea tradiției. Da, pentru păstrarea tradiției. Și eu îl ajut cu un bar cu vin. Da? Foarte frumos. Și vă dori la Gherești? Da, 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 da. La Gherești. Am făcut acum o cramă. Ce vin aveți? Vinul din strugurii sunt din, de la Panciu și pregătim noi. Un demisec. Este o producție 2015 care a rămas doar acolo. Pe viitor sperăm să ne dezvoltăm. S-o mai duceți. Da. Serviți, vă rog, gustați-l, că mai văd și celălalt în paia de vin. Nu, dar gust, nu scăpați așa o vreo. Și aici cu produsele dumneavoastră de acolo, bună ziua. Produse mecanice. Da, da. Asta s-a luat Mihăl Curs. De greu, de porumb. Da. Gherești. Al Mihăl Curs? Da, da. Da, iar aici este la alte de prefabricate. Da, da, are pe adică elementele poate mai trebuie făcut. Uite o comunicație de zon. Preț la 30 de euro. Da. Nu,
Vă așezați pe factura, nu, la rezistență. Bună ziua, bună ziua. Haideți. Salut. Am văzut, asta e tot din beton făcut, nu? Da, este rigola de beton și ăsta este capacul de deasupra. Aici se poate folosi ca trotuar. Da. Între ele se lasă un spațiu verde și după aia se poate face rigola, așa. Da, asta e numai pentru rigolă de pentru beton, de canal. S-au turnat. Da, puteți face și la dimensiuni. Da. Dacă vă dăm mai multe dimensiuni și astea. Da. Știți, se întâmplă, am și probleme pe Roman, de exemplu, se fură capacele de Geiger, ele de metal. Da. Aș face de beton, dar astea sunt carosabile, rezistă. Avem și carosabile. Da? Da. Ia dați-mi un pic o... ca să vă primiți pe cineva să se adevăr cu dumneavoastră. Da, sunt și carosabile pentru... Da, pe mine asta trebuie, pe fel, fiind Bogdan Dragos, trafic greu, ministerul. Da. Și bănci avem și cu spătar și fără spătar. Dacă eu vă dau dimensiune, mi-l faceți la dimensiune. Da. Cât vreți dumneavoastră? Cât de lată și cât de... Da. Bă, ce am văzut? Avem și cu spătar și fără spătar. Ghivece de flori? Nu, n-am nimeric, eu sunt ghivece de flori. Am avut de flori. Adică, din nou, astea sunt pentru pălării. Pentru pălării, pentru gard. Da. Și la ce mi-o merge? Pălăriu, și la grătar? Da, și la grătar. Da. Mulțumim! Salut! Am primit pe cineva să vă contacteze. Da. Bună ziua! Aici e partea dulce. Da, partea dulce. Foarte frumos. Piese de... Piese, sau cum se cheamă? Caise, nu? La mașini, da, știam eu când am văzut mie la mașini. Știam eu de la domn primar. Am mai mâncat la... La tămășeni. Și aveți cu un salvi, nu? Da. Aveți și produs din salvi. Da, cu stevie, cu stevie dulce, da. Deci, ceva. Mai doriți? Serviți? Da. Băieți, serviți. Sunteți cu mașina? Da. Mulțumesc! Deci merea de albine. Da, va putea! Stai. Tot la tămășel. Asta cu cătină, da? Vă zi bună, mult succes! Doamne ajută, mulțumim! Cu plăcinte bune! Flori. Haide, cum una bâna. Da, de aici era ea. Noi avem tăieri. Brânza e copată, acolo și urda e patează. Urda e patează. Da. Asta e și brânzi, nu? Da. Hai la altă. Faceți-mi și mie lângă domnul primar. Da. Haideți, lângă noi. Ca acum un pic singhită. Domn primar al nostru, vă cere scuze că n-a putut să fie, rămâne primăria goală cât vin oamenii la instruire. Nu e o problemă, foarte bine. Noi vă mulțumim pentru prezență. Nu? Spuneți. Foarte frumos, foarte frumos. Păi păstrați tradițiile și n-a fiecare ca o generație la alta și știam. Deci asta globalizării, că pierdem tradițiile și nu-i bine. Exact. Păi noi am optat pentru asta, pentru tradițional. Deci promovăm cu... Deci mă duc gândul la bunica. Da. Îmbătita, da? Foarte bun. Deci promovăm patrimoniul cultural și natural. Bravo. Al comunității. Foarte și frumos. Și împrejur. Știu. Foarte frumos. Bun succes. Mulțumim. Mulțumim. Să rămâna. Succes. Bună ziua. Să rămâna. Ce faceți? Bună ziua. Păi am venit de la Humulești. Da? De la Humulești. De la Humulești, dar reprezint Carmen Seculare. Știu. La Populară de Artă și sunt meșter popular. Și eu și soțul meu lucrăm personaje din lumea lui Ion Creangă. Cumva vrem ca prin acest meșteșug să reînviem poveștile pe care poate uneori uităm să le mai citim.
Și oricum la anumite vârste le înțelegem mult mai bine cu simțul umorului și cu toate faptele. Foarte frumos. Miniatură. Încercăm să ne adaptăm și vremurilor. Adică încercăm să fac poveștile și într-o formă mai mare sau într-o formă așa de cu magnețel. Lucrez și cu copiii. Asta este un lucru foarte important, ca meșterii să-și lase meșteșugul mai departe. Ceea ce vorbeam la celălalt da, standard. Este foarte de, important de transmis. Important pentru că ei, nu neapărat că trăiesc într-o era modernă a tehnologiei, este foarte bine și foarte important și noi mai stăm, suntem dependenți de tehnologie. Dar anumite elemente din copilărie și ale bunicii este bine să le păstrăm. Și oricum lucrul cu lutul este foarte interesant, se simt foarte atrași de orice lucru pe care îl fac ei cu mâinile lor. Și când modelează lutul sau când lipesc căciulița, pentru că îi învăț nu neapărat să facă personaje. Adică toate astea zi în lut. Din lut. Lut este o primă etapă, că după aceea pe unele le ardem, am un cuptor pe care le ard, dar primele obiecte rămân așa. Facem vase mici din lut, dar ceea ce vedeți aici sunt lucrate în atelierul meu de acasă, la Hâmulești, unde vă și invit. Da? Sau la baza cetății neamț pe timp de vară. Aveți și acolo un stand. De arte populară. Deci am doar obiecte lucrate manual, pentru că încercăm să promovăm și meșteșugurile. Nu mergem în angrouri să luăm marfă din China. Hai, treaba altora. Da, și cred că fiecare meșter are o misiune foarte importantă de a arăta el prin el să fie un exemplu. Felicitări! Vă așteptăm la tuturor! Mulțumesc! Felicitări! Da! Modele! Astea mai mici sunt mai drăguțe, sunt mai ușor de manevrat. E, dar nu trebuie să trebuie mai mult. Da, da! Nu mai moderne, cu poate de lemn. Avem aici și pentru bărbați, pentru femei. Da, da. Pentru bărbatele cu coadă de lemn. Păi da, dacă doamna e plecată de acasă, bărbatul nu trebuie vorbe. Facă treabă, aici, miere de albini, nu? E de albini, da. Foarte frumos, foarte bine. Miere de albini, da, cu nuci, un pic de propolis. Una de aia, una de altă, de ce? Să ne amestecăm. Oplec. Așa ești cum faceți pagul. Așa ești practic în etape. Doamne, mai ieftin atent. Da. Eu mă întreb babile din Bătrân Negru. Da, așa sau mie mai pare. Îmi place asta zaharistică. Da, este specializat. Asta e cea mai bună, domn primar. Cea mai bună de aici. Știu, de asta. De asta folosesc și eu. E foarte bună. La mine aș copii și în ceai și în lapte. Da. Aici sunt etapele până ajunge la... Așa, ca mai apoi albina să clădească. Asta este ramenicat, să arate așa. Asta o fac albinele. Foarte frumos. Bravo, felicitări, mult succes! Felicitări. Am deschis cea de-a doua ediție a Festivalului Expo Roman Metropolitan. 7 comune și-au anunțat prezența pentru a-și prezenta meșteșugurile, pentru a-și prezenta tradițiile. Am observat cu bucurie că aceste tradiții se transmit de la o generație la alta. Sunt și cadre didactice care lucrează și care învață copiii de la cele mai fragede vârste, de la clasa a doua și până la elevii de liceu. Învață aceste tradiții populare tocmai pentru a nu se pierde. E un lucru foarte, foarte important. Mi-am dorit foarte mult de asemenea și ca aici la Roman, având în vedere faptul că sunt foarte mulți cetățeni care provin din comunele limitrofe Romanului, să-și aducă aminte de tradițiile și de particularitățile fiecărei comune, să-și aducă copiii, să-și aducă nepoții, tocmai pentru a le arăta meleagurile natale. Sunt convins că este ca și anul trecut un eveniment reușit. Romașcanii vor avea ce să vadă, dar și cei care provin din aceste comune, așa cum vă spuneam. Vreau să le mulțumesc și Consiliului Județean, consilierilor județeni care au aprobat această asociere cu Carmen Seculare, tocmai pentru a promova toate aceste tradiții. Inclusiv Carmen Seculare a venit cu un cort de prezentare și ne bucurăm că și în acest an
este o reușită acest festival Roman Expo Metropolitan.